Clopotul muzical de Aiseca Simov Traducere Monica Dumitriu. Luis Peyton nu discuta niciodată în public despre metodele prin care învingea poliția pământului în zecile de dueluri ale minții și ale iscusinței, reușind întotdeauna să scape de psihotest. Ar fi fost o prostie să facă asta, desigur, dar în momentele sale de mulțumire cocheta cu ideea de a lăsa un testament care să fie deschis după moartea sa și din care să reiasă clar că succesul lui inegalat se datora abilității și nu norocului. Într-un astfel de testament ar fi spus, nu se poate elabora nicio modalitate de acoperire a unei crime fără ca aceasta să poarte amprenta creatorului său. Este mai bine atunci să cauți în fapte modalități care există deja și la care să îți adaptezi propriile acțiuni. Cu acest principiu în minte, Peyton plănuia uciderea lui Albert Cornwell. Cornuel, micul vânzător ocazional de lucruri furate, îl abordase prima oară la masa pentru o persoană la care Peyton obișnuia să ia loc în Greeners. Costumul albastru al lui Cornuel părea de o strălucire deosebită, fața izbârcită etala un rânjet special, iar mustața decolorată era zbârlită într-un mod cu totul neobișnuit. Domnule Peyton, spuse el salutându-și viitorul ucigaș fără nicio presimțire, îmi pare bine să vă văd. Aproape renunțasem sir, aproape renunțase. Peyton căruia îi displăcea să fie deranjat când își citea ziarul și își servea desertul la Greenells răspunse. Dacă ai treabă cu mine, Cornwell, știu unde mă poți găsi. Peyton trecuse de 40 de ani și părul îi încărunțise, dar spatele îi era drept, ținuta tinerească, ochii vii, iar vocea mai puternică decât a multora. Nu pentru asta, domnule Peyton," zise Cornwell. Nu pentru asta." Știu ascunzătoare, Sir," un depozit de, știți dumneavoastră, sir. Arătătorul mâinii drepte îi se mișcă ușor ca pentru a se înfige într-o substanță invizibilă, iar mâna stângă îi se făcu pentru un moment pâlnie la ureche. Peyton dădu pagina ziarului încă dezamăgit într-o câtva de teledifuzor în și spuse. Clopote muzicale? O, st, domnule Peyton, șopti cornul în agonie. Vino cu mine îl îndemnă Peyton. Se plimbară prin parc. O altă axioma a lui Peyton consta în aceea că pentru a constitui un secret veritabil o discuție trebuie purtată cu vocea scăzută în afara unei încăperi. Cornwell spuse în șoaptă, un depozit de clopote muzicale, o ascunzătoare plină cu clopote muzicale. Neșlefuite, dar atât de frumoase, domnule Peyton. Le-ai văzut? Nu, dar am vorbit cu cineva care le-a văzut. Avea destule dovezi pentru a mă convinge. Sunt destule acolo pentru a ne putea retrage în belșug. În bogăție absolută, sir. Cine era celălalt? O sclipire de viclenie lumină fața lui Cornuel ca o flacără fumegândă, ascunzând mai multe decât lăsa să se vadă și împrumutându-i o onctuozitate respingătoare. Omul era un furnizor de pe lună care avea o metodă de localizare a clopotelor în cratere. Eu nu-i cunosc metoda. Nu mi-a dezvăluit-o niciodată. Dar el a strâns cu zecile, le-a ascuns pe lună și a venit pe pământ pentru a aranja distribuirea lor. A murit, presupun. Da, un accident nefericit, domnule Peyton. O cădere de la înălțime. Foarte trist. Desigur, activitățile lui pe lună erau ilegale. Dominionul are reguli stricte în ceea ce privește mineritul de clopote neautorizat. Așa că poate a fost la urma urmei o pedeapsă. În orice caz, eu am harta lui. Peyton spuse afișând un calm indiferent. Nu vreau niciun detaliu asupra micii tale afaceri. Ceea ce vreau să știu este de ce ai venit la mine. Ei bine, sunt de acolo pentru amândoi, domnule Peyton, spuse Cornwell, și amândoi ne putem face parte. În ceea ce mă privește știu unde este localizată ascunzătoarea și pot face rost de o navă spațială. Dumneavoastră... Da? Dumneavoastră știți să pilotați o navă spațială și aveți legături excelente pentru distribuirea clopotelor. Este o diviziune foarte corectă a muncii, domnule Peyton. Nu ați spune așa acum? Peyton își revizui stilul propriu de a acționa, stil care exista deja, iar condițiile păreau să se potrivească. Răspunse. Vom pleca spre lună pe 10 august. Cornwell se opri din mers. Domnule Peyton, acum este abia aprilie. Peyton menținuse un pas constant, și Cornwell trebuia să se grăbească pentru a-l ajunge din urmă. M-au domnule Peyton? Peyton repeta: Pe 10 august, voi lua legătura cu tine la momentul potrivit ca să-ți spun unde să aduci nava. Nu încerca să mă vezi personal până atunci. La revedere, Cornwell. Cornwell întrebă: Împărțim pe jumătate? Exact răspunse Peyton. La revedere. Peyton continuă să se plimbe singur, rememorându-și cursul vieții sale. La 27 de ani cumpărase un teren în munții Stâncoși, unde fostul proprietar construise o casă destinată ca refugiu din fața amenințării războaielor atomice de acum două secole, care, de fapt, nu aveau să mai izbucnească niciodată. Casa a rămas totuși un monument al dorinței disperate de autonomie. Era construită din oțel și beton într-un loc izolat cum s-ar putea găsi destule pe pământ, deasupra nivelului mării și apărată din aproape toate părțile de piscuri muntoase care se înălțau până la cer. Avea centrală proprie alimentare cu apă de la curenții din munte, congelatoare în care puteau fi agățate lejer 10 unități de vaci tăiate, pivniță dotată ca o fortăreață cu un arsenal de arme destinate să țină la distanță hoarde flămânde înspăimântate care nu au mai venit niciodată. Avea și propriul dispozitiv de condiționare a aerului nociv, care putea curăța atmosfera până când nu ar mai fi rămas nimic din ea, cu excepția radioactivității, din păcate, pentru oameni. În acea casă de supraviețuire, Peyton petrecea luna august în fiecare an al eternei sale vieți de burlac. Îndepărtase aparatura de comunicație, televizorul, teledifuzorul de știri. Împrejmuise proprietatea cu un câmp de forță și montase un mecanism de semnalizare la mică distanță, în punctul în care împrejmuirea intersecta singura potecă ce străbătea munții. Timp de o lună pe an putea fi complet singur. Nu-l vedea nimeni. Nimeni nu putea ajunge la el. În singurătatea absolută își putea lua unica vacanță pe care o gusta după 11 luni de contact cu un public pentru care nu putea simți decât un profund dispreț. Chiar și poliția, Peyton zâmbi. Știa de retragerea lui în luna august pe care o respecta cu sfințenie. Mai degrab ar fi plătit cauțiunea și ar fi riscat psihotestul decât să treacă peste luna lui august. Peyton analiză un alt aforism pentru o posibilă includere în testament. Nimic nu oferă într-o măsură mai mare un aer de inocență decât evidența lipsei a unui alibi. Pe 30 iulie, cam fiecare an pe 30 iulie, Louis Payton lua la ora 9.15 ante meridian stratojetul antigravitațional din New York și a ajuns în Denver la ora 12.30 post meridian. Servi prânzul acolo și apoi la ora 1.45 post meridian, lua autobuzul semigravitațional spre punctul lui Hemp, unde Sam Leipman îl aștepta cu vechiul său automobil de teren total gravitațional, de unde porniră împreună pe potecă spre marginile proprietății lui Payton. Sam Leibman acceptă solemn bacșișul de 10 dolari pe care îl primea întotdeauna, ducând o mână la pălărie așa cum făcea de 15 ani pe 30 iulie. Pe 31 iulie, în fiecare an pe 31 iulie, lui Peyton se întoarse la punctul lui Hemp cu aeronava sa antigravitațională și comandă la magazinul general proviziile de care ar fi avut nevoie luna următoare. Nu era nimic neobișnuit cu această comandă. Era de fapt copia comenzilor precedente, McIntyre, directorul magazinului, verifică solemn lista o transmise la depozitul central al districtului montan din Dever și, după o oră, întreaga comandă sosi prin intermediul undei teleportoare. Peyton, ajutat de McIntyre, încărcă proviziile în aeronava sa, lăsă obișnuitul bacșiș de 10 dolari și se întoarse acasă. Pe 1 august, la ora 12.01 ante meridian, Câmpul de forță care înconjura proprietatea era fixat la putere maximă și Peyton deveni complet izolat. Și acum stilul se schimba. În mod deliberat își acordase opt zile. În acest timp distrusese încet și meticulos suficiente provizii cât ar fi ajuns pentru toată luna august. Folosise camerele care serveau drept unități de distrugere a gunoiului menager. Era un model perfecționat care putea prelucra toate materialele, chiar și pe cele care conțineau metale și silicați, până la un praf molecular impalpabil și nedetectabil. Excesul de energie degajat în timpul procesului a fost îndepărtat cu ajutorul curentului de aer care cobora din munte și străbătea proprietatea. Timp de o săptămână a fost cu 5 grade mai cald decât de obicei. Pe 9 august aeronava sa îl purtă până într-un loc din Wyoming unde îl aștepta Albert Cornwell cu nava sa spațială. Nava în sine reprezenta un punct slab de sigur întrucât existau oameni care i-o vânduseră, oameni care o aduseseră și l-ajutaseră să o pregătească pentru zbor. Toți acești oameni aflaseră totuși doar cât Cornwell, iar Cornwell, gândi Peyton, cu urma unui zâmbet pe buzele reci va fi un capitol încheiat. Cu adevărat încheiat. Pe 10 august, nava spațială cu Peyton la panoul de comandă, iar Cornwell cu harta lui în calitate de pasager, părăsi suprafața pământului. Câmpul antigravitațional propriu era excelent. La putere maximă, greutatea navei se redusese la mai puțin de 30 de grame. Micropilele produceau energie în mod eficient și silențios, iar nava țâșni în atmosferă fără flacără sau zgomot se micșoră cât un punct și dispăru. Era foarte puțin probabil să fi existat martorei zborului, sau ca în aceste răstimpuri scurte de pace să fi existat supraveghere prin radar ca în zilele de demult. De fapt, acolo nu era niciun radar. Două zile în spațiu. Acum două săptămâni pe lună. Peyton luase în calcul de la început aproape instinctiv aceste două săptămâni. Nu-și făcuse iluzii în privința hărților alcătuite de oameni care nu se pricep la cartografie. Ele puteau fi utile numai realizatorului lor care se sluja și de memorie. Pentru un străin ele nu reprezentau altceva decât o criptogramă. Cornuel îi arătă harta lui Peyton pentru prima oară numai după decolare. Zâmbi servil. La urma urmei, sir, acesta era singurul meu atu. Ai comparat-o cu hărțile lunare? Nu m-aș fi priceput, domnule Peyton. Depinde dumneavoastră. În timp ce îi înapoia harta, Peyton îi aruncă o privire rece. Singurul lucru care se putea distinge pe ea era craterul Taiko, locul unde fusese construit Luna City. Dintr-un punct de vedere, cel puțin astronomia era de partea lor. Taiko se afla pe partea luminată a lunii în acel moment. Aceasta însemna că era puțin probabil ca navele de patrulare să fie active, iar ei aveau mai puține șanse să fie observați. Printr-o aterizare rapidă, Peyton aduse nava la sol în întunericul dens și rece în umbra din interiorul unui crater. Soarele trecuse de zenit și umbra nu se va mai fi micșorat. Cornu el făcu o față lungă. Măi, măi, domnule Peyton, cu ziua asta lunară abia putem prospecta. Ziua lunară nu durează o veșnicie, răspunse scurt Peyton. Sunt aproape 100 de ore fără soare. Putem folosi acest timp pentru a ne acomoda cu clima și pentru a descifra harta. Răspunsul a fost dat repede, dar includea mai multe variante. Peyton studiase în mod repetat hărțile lunare, măsurând meticulos și încercând să găsească craterele în la făcută cu mâna și care constituia cheia pentru... ce? În cele din urmă, Peyton spuse. Craterul pe care îl căutăm ar putea fi unul din acestea trei. GC3, GC5 sau MT10. Ce avem de făcut, domnule Peyton? Întrebă Cornwell neliniștit. Le luăm pe rând, răspunse Peyton, începând cu cel mai apropiat. Soarele apusese și el și rămaseră acum în umbra nopții. Petreceau perioade tot mai lungi pe suprafața lunii, obișnuindu-se cu întunericul și cu liniștea eternă, cu sclipirile mărunte ale stelelor și cu fâșia de lumină pe care pământul o trimitea peste marginea craterului. Lăsau urme adânci vac conturate în praful uscat care nu se învolbura și nici nu se schimba. Peyton observase aceste urme la prima ieșire din crater în lumina plină a uriașului pământ, aceasta s-a întâmplat în cea de-a opta zi de la sosirea lor pe lună. Frigul lunar le limita de fiecare dată ieșirile în afara navei. Totuși, în fiecare zi reușeau să stea tot mai mult. În cea de-a 11-a zi de la sosire eliminaseră GC5 ca posibilă ascunzătoare a clopotelor muzicale. În cea de-a 15-a zi spiritul calm al lui Peyton se înflăcăra cu disperare. După părerea lui, craterul ascunzătoare trebuia să fie în GC3. MT-10 era prea departe. Nu aveau timp să ajungă până la el și să-l exploreze, apoi să se întoarcă pe pământ până la 31 august. În cea de 15-a zi, disperarea îi se stinse cu totul când descoperiră în sfârșit clopotele. Nu erau frumoase. Arătau mai degrabă ca niște bolovan de piatră genușie de mărimea a doi pumni, goi în interior și ușor ca pana sub acțiunea gravitației lunare. Erau vreo două duzini și după o șlefuire corespunzătoare fiecare putea fi vândut cu cel puțin 100 de mii de dolari. I-au transportat pe navă în trei etape trându-i cu atenție cu ambele mâini și i-au depozitat pe puntea superioară a navei care pe pământ i-ar fi dat gata imediat, dar aici, datorită gravitației reduse a lunii, greutatea clopotelor nu constituia nicio problemă. Cornu îi dădu ultimul clopot lui Peyton care îl cu grijă în magazie. Aveți grijă să nu se murdărească, domnule Peyton." zise el, iar vocea lui transmisă prin unda radio zgârie parcă timpanul celuilalt. Vin și eu sus. Se ghemui pentru saltul lent contra acțiunii gravitației lunare privi în sus și îngheță de spaimă. Fața lui, vizibilă clar prin viziera căști, încremeni într-o ultimă grimasă de groază. Nu, domnule Peyton, nu! Mâna lui Peyton se încorda pe declanșatorul armei. Trase. Urmă o flacără cu o strălucire de nesuportat și din cornul el nu mai rămase decât o masă fără viață înconjurată de resturile împrăștiate ale costumului de cosmonaut și pătate cu sânge care începea să înghețe. Peyton stătu să privească o clipă cu solemnitate mortul. Apoi transferă ultimul clopot în containerul pregătit, își scoase costumul, activă mai întâi câmpul antigravitațional, apoi micropilele și, potențial mai bogat cu un milion sau două decât fusese cu două săptămâni în urmă, Porni înapoi spre pământ. Pe 29 august, nava lui Peyton ateriza silențios în punctul din Wyoming de unde decolase pe 10 august. Grija cu care Peyton alesese locul nu fusese zadarnică. Aeronava lui era încă acolo protejată de relieful contorsionat a acelei părți stâncoase de țară. Transferă din nou clopotele muzicale cu tot cu containere în cel mai adânc cotlon al acelei zone, le acoperi apare neglijent cu pământ. Se mai întoarse odată pe navă pentru a face ultimele controle și reglaje. Ieși cățărându-se și după două minute colă cu nava trecută pe pilot automat. Rapid și în liniște, nava se ridica tot mai mult virând spre vest ca și pământul de sub ea. Peyton privea cu ochii mijit sub sprâncene spre marginea îndepărtată a zonei, unde se mai zărea doar o licărire firavă de lumină și o scamă de nor pe cerul albastru. Buzele lui Peyton se strânseră într-un zâmbet judecase bine. Imobilizate prin îndoirea cablurilor de siguranță din cadmiu, micropilele depășiseră pragul admisibil, iar nava se topi datorită căldurii exploziei nucleare care urmă. După 20 de minute ajunse acasă. Era obosit și îl dureau toți mușchii din cauza acțiunii gravitației pământului. Dormi bine. 20 de ore mai târziu, dis de dimineață, sosi poliția. Bărbatul care deschise ușa și încrucișe brațele peste abdomen și își înclină de două sau trei ori capul zâmbind în semn de salut. Bărbatul care intră, H. Satan Devonport de la biroul terestru de investigații părea nu fi în apele sale. Camera în care pătrunse era mare și cufundată în semi-întuneric, exceptând lampa care arunca văpăi scânteetoare concentrate asupra unui fel de fotoliu bancă. Șiruri de filme cărți acopereau pereții. O hartă galactică suspendată ocupa un colț al camerei, iar un telescop lucea stins pe un suport într-un alt colț. Dumneavoastră sunteți doctor Wendell Wood? Întrebă Davenport cu un ton care sugera că îi venea greu să creadă asta. Davenport era un om îndesat cu părul negru, cu un nas subțire și proeminent și cu o cicatrice în formă de stea pe unul dintre obraji, care marca pentru totdeauna locul unde fusese lovit de un bici neuronic de care se apropiase odată prea mult fără a se mai putea feri. Eu sunt, răspunse doctor Urt cu o voce subțire de tenor. Iar dumneavoastră sunteți inspectorul Davenport. Inspectorul își prezentă legitimația și continuă. Universitatea va recomandat ca extraterolog. Așa ați spus când m-a sunat acum o oră, confirmă Urt. Trăsăturile lui erau grosolane, nasul părea un buton strâmb, iar ochii ieșiți puțin din orbite îi erau protejați de ochelari cu lentile groase. Voi trece direct la subiect, doctor Urt, Presupun că ați vizitat Luna, doctor urt care scoase din spatele unui maldăr de filme cărți răvășite o sticlă cu un lichid roșu și două pahare răspunse cu bruschețe. Nu am vizitat niciodată Luna, domnule inspector. Și nici n-am să o vizitez. Călătoriile în spațiu sunt o prostie. Nu cred în ele. Apoi, cu o voce scăzută, adăugă. Luați loc, sir. Luați loc. Serviți o băutură. Inspectorul Davenport se conformă și urmă. Dar sunteți un extraterolog, da. Mă interesează alte lumi, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă și duc acolo. Sfinte Dumnezeule, nu e nevoie să călătorești prin timp ca să fii considerat istoric, nu-i așa? Se așeză și un zâmbet larg se întipări pe fața rotundă când spuse. Acum spuneți-mi ce aveți în gând. Am venit, zise inspectorul încruntându-se să vă cer părerea în cazul unei crime. Crimă? Ce am eu de-a face cu crimele? Această crimă, doctor Urt, s-a petrecut pe lună. Uimitor! Este mai mult decât uimitor! Este fără precedent, doctor Urt! În 50 de ani de când s-a înființat dominionul lunar au sărit în aer nave și au fost distruse costume de cosmonauți. Au fost omorâți oameni în căldura zonei solare și au înghețat în zona întunecată, alții au fost sufocați în ambele zone. Au murit și datorită căderilor, ceea ce luând în considerare gravitația lunară, chiar că este ciudat. Dar niciodată, Niciun om nu a fost ucis pe lună, n-a murit ca urmare a unui act violent comis deliberat de un alt om. Până acum, doctor Urt întrebă: Cum s-a săvârșit crima? Cu un aruncător de flăcări. Autoritățile au sosit la locul faptei printr-un concurs norocos de împrejurări după numai o oră. O navă de patrulare a observat o izbucnire luminoasă pe suprafața lunii. Știți de la ce distanță se poate vedea un fulger în zona întunecată? Pilotul a anunțat Luna City și a aterizat. La reconstituire a jurat că a reușit doar să vadă în lumina pământului ceea ce părea a fi o navă care decolează. După aterizare, el a descoperit un corp ars de flăcări și urme de pași. Sclipirea luminoasă, spuse doctor Urt, presupuneți că a provenit de la aruncătorul de flăcări. În mod sigur așa este. Corpul fusese recent distrus. Porțiunile interioare nu înghețaseră încă. Urmele de pași aparțineau unui număr de două persoane. Măsurătorile amănunțite au relevat că adâncimea urmelor corespunde la două grupe diferite de diametre, ceea ce indică cisme spațiale de mărimi diferite. Ele au condus la craterele GC3 și GC5 o pereche de. Sunt la curent cu codificarea oficială a craterelor lunare, spuse doctor Urt cu amabilitate. Uh, în orice caz, GC3 conținea urme de pași care duceau spre o spărtură în peretele craterului unde s-au găsit resturi de piatră ponz durificată. Analizele prin difracția razelor X au indicat... Uh, clopote muzicale interveni în sufletit extraterologul. Nu-mi spuneți că această crimă implică și clopote muzicale. Și dacă da, întrebă dave vă în port într câtva indiferent. Am unul, L-a descoperit o expediție a universității și mi l-a oferit în schimbul a... Veniți, domnule inspector, trebuie să vi-l arăt. Dr. Urt sări în picioare și traversă în viteză camera, făcându-i semn celuilalt să-l urmeze. Davenport se luă după el lipsit de entuziasm. Intrară într-o a doua cameră mai mare decât prima mai întunecată și în mod evident mai răvășită. Davenport privind de lung și cu uimire masa eterogenă de materiale aflate la oaltă fără nicio noimă remarcă o bucată de smalț albastru de pe Marte, genul de lucruri pe care unii romantici îl consideră un vestigiu al de mult dispăruților marțieni, un mic meteorit, un model al unei nave spațiale antice, o sticlă sigilată care părea goală pe care era lipită o etichetă măzgălită pe care scria atmosferă venusiană. Dr. Urt spuse fericit, Am făcut un muzeu din toată casa mea. Este unul dintre avantajele burlăciei. Desigur, încă nu am pus lucrurile în ordine. Într-o bună zi, când voi avea o săptămână liberă sau așa ceva, pentru o clipă privi în jur încurcat. Apoi, amintindu-și dădu la o parte o hartă pe care era reprezentată schema evoluției nevertebratelor marine, cele mai avansate forme de viață de pe planeta lui Bernard și zise. Aici este, dar mă tem că este cam deteriorat. Clopotul a suspendat de o sârmă subțire lipită delicat de el. Că era deteriorat, era evident. Avea o adâncitură pe partea mediană, ceea ce îl făcea să semene cu două globuri mici lipite unul de celălalt clar, dar imperfect. În ciuda acestui fapt fusese insistent șlefuit până la un luciu stins bătând spre gri. Era parcă din catifea, iar suprafața îi era acoperită de pori într-un fel în care laboranții, în încercările lor de a obține clopote sintetice, îl găseau imposibil de imitat. Doctor Urt continuă. Am încercat mai multe variante până când am găsit un obiect adecvat cu care să-l lovesc. Un clopot deteriorat este mai pretențios, însă până la urmă am folosit un os. Am unul aici și ridică ceva ce părea a fi o lingură scurtă și groasă făcută dintr-un material gri-alb pe care l-am confecționat din femurul unui bou. Ascultați! Cu o delicatețe surprinzătoare, degetele lui scurte și groase mișcară clopotul căutându-i o poziție cât mai potrivită îl aranjă deplasându-l cu grijă. Apoi, lăsându-l să penduleze liber, îl atinse ușor cu un capăt al lingurii de os. Era ca și cum milioane de harpe ar fi răsunat la un kilometru de Sunetul sporea în intensitate, se stingea și revenea. Părea a nu izvorâ de niciunde. Era pătrunzător incredibil de dulce, patetic și înfiorător totodată. Se stinse treptat și cei doi oameni rămase rătăcuți un minut întreg. Dr. Urt spuse... Nu-i prea rău, nu? Și cu o mișcare ușoară opri balansul clopotului atârnat de sârma lui. Dei vă port se răsucine liniștit. Ai grijă să nu-l spargi. Fragilitatea unui clopot muzical era bine cunoscută. Doctor Urt afirmă. Geologii spun că clopotele sunt doar piatră pons durificată sub presiune, incluzând astfel un vid în care se mișcă liber biluțe de piatră. Așa spun ei. Dar dacă numai asta este totul, de ce noi nu putem reproduce unul un clopot perfect are sunetul unei muzicuțe în mâna unui copil. Exact, spuse David port, și nu există nicio duzină de oameni pe pământ care să aibă un clopot perfect, și sunt sute de oameni și instituții care ar cumpăra unul. Indiferent de preț, câteva clopote ar merita o crimă. Extraterologul se întoarse spre David port împingându-și cu arătătorul scurt și îndesat ochelarii pe nasul cârn. Nu am uitat de cazul dumneavoastră. Vă rog să continuați. Pot încheia într-o frază. Cunosc identitatea ucigașului. Se-ntoarseră în bibliotecă și doctorul urt și încrucișă iar brațele peste abdomenul voluminos. Chiar așa? Atunci cu siguranță nu aveți nicio problemă, domnule inspector. A ști și a dovedi nu sunt același lucru, doctor urt. Din păcate ucigașul nu are niciun alibi. Vreți să spuneți că din păcate are un alibi, nu-i așa? Vreau să spun exact ceea ce ați auzit. Dacă ar avea un alibi, l-aș putea prinde în vreun fel pentru că ar fi un alibi fals. Dacă ar exista martori care ar pretinde că l-au văzut pe pământ în momentul crimei, spusele lor ar putea fi dovedite a fi false. Dacă ar avea un document ca probă acesta ar putea fi dovedit ca plastografie sau ca truc. Din nefericire, el nu are nimic din toate acestea. Atunci ce are? Meticulos, inspectorul Davenport descrise retragerea lui Peyton în Colorado. Concluzionă, își petrece acolo fiecare august în completă izolare. Chiar și BTI ar putea confirma acest lucru. Orice curte de justiție ar presupune că el era în Colorado în acest august ca de obicei doar dacă el nu ar prezenta o dovadă certă că se afla pe lună. Ce vă face să credeți că a fost pe lună? Poate că este nevinovat. Nu. Davenport devenise aproape violent. De 15 ani încerc să strâng suficiente dovezi împotriva lui și niciodată nu am reușit dar acum pot mirosi când este vorba de o crimă a lui Peyton. Vă spun că nimeni de pe pământ în afară de Peyton nu ar fi avut o brăznicia sau, dacă asta contează, interesul practic de a încerca să placeze clopote muzicale de contrabandă. Este cunoscut ca pilot spațial expert. Se știe că a avut legături cu bărbatul asasinat deși nu mai mult de câteva luni. Din păcate, niciunul dintre aceste lucruri nu constituie o mărturie. Doctorul întrebă, nu ar fi fost mai simplu să folosiți psihotestul acum că utilizarea acestuia a fost legalizată? Dave îmi port îl privi piezii și ar cicatricea de pe obrazul lui se învineții. Ați citit legea Conschihia ca doctor Urt? Nu. Cred că nimeni nu o cunoaște. Dreptul la intimitatea mentală, afirmă guvernul, este fundamental. În regulă, dar aceasta ce implică? Omul care a fost supus psihotestului și își dovedește nevinovăția în cazul pentru care a fost psihotestat, are dreptul la o compensație atât de mare cât poate determina el tribunalul să îi se acorde. Într-un caz recent, un casier de la o bancă a primit 25.000 de dolari pentru că a fost supus psihotestului pe baza unei acuzații nefondate de furt. Se pare că dovada care indica aparent furtul a dezvăluit de fapt un adulter. Omul își pierduse slujba, fusese amenințat și înspăimântat de către soțul în cauză, și ajunsese ridiculizat și disprețuit pentru că un vânzător de ziare făcuse publice rezultatele testului, păstrate cu grijă de către jurați. Înțeleg punctul de vedere al acelui om. Așa facem toți. Acesta este necazul. Încă un lucru de amintit. Orice om care a fost supus psihotestului odată, indiferent de motiv, nu mai poate fi supus din nou acestui test. Nimeni spune legea nu va fi pus în pericol din punct de vedere mental de două ori în viață. Neconvenabil. Exact. În cei doi ani de când a fost legalizat psihotestul, nu am putut afla câți excroși și șarlatane au fost supuși psihotestului pentru furturi de poșete, așa că aceștia puteau fura și mai departe în siguranță. Vă dați deci seama că departamentul nu va permite nici ca Peyton să fie testat până când nu vor exista dovezi certe ale vinovăției lui. Nu o dovadă legală, probabil, dar o probă suficient de puternică pentru a-l convinge pe șeful meu. Cel mai rău este, doctor Urt, că dacă ajungem în fața juraților fără o înregistrare de psihotest, nu putem câștiga. Într-un caz atât de serios cum este o crimă, a nu folosi psihotestul este o dovadă suficientă în fața oricărui jurat că acuzarea nu este bine fundamentată. Atunci, ce doriți de la mine? Dovada că el a fost pe lună în august. Trebuie să o obținem repede nu-l pot ține sub supraveghere mult timp. Și dacă se aude ceva despre crimă, toată presa va izbucni ca un asteroid care străbate atmosfera lui Jupiter. O crimă fermecătoare, știți? Primul asasinat pe lună. Când a fost comisă crima mai exact? Întrebă urt trecând deodată la o cercetare rapidă. Pe 27 august. Și arestarea când a avut loc? Ieri, pe 30 august. Atunci, dacă Peyton a fost ucigașul, ar fi avut timp să revină pe pământ, cu greu. Da, cu greu. Buzele lui Dave în port se subțiară. Dacă aș fi sosit cu o zi mai devreme, dacă i-aș fi găsit locul gol și cât timp presupuneți că au stat pe lună cei doi asasinul și cel ucis? Judecând după urmele imprimate în solul lunar câteva zile, o săptămână cel puțin. A fost localizată nava pe care au folosit-o, nu și probabil nici nu va fi vreodată descoperită. Acum vreo 10 ore, Universitatea din Denver a raportat o creștere a nivelului radioactivității, care s-a produs începând de alaltă ieri de la ora 6 postmeridian și a persistat câteva ore. Este o chestiune simplă, doctor Urt, să programez comenzile navei astfel încât aceasta să se autodistrugă fără echipaj la bord, la 80 de km înălțime, printr-un scurt circuit al micropilelor. Dacă aș fi fost în locul lui Peyton, început doctor Urt gândindu-se, Aș fi omorât omul la bordul navei și aș fi aruncat în aer cadavrul și nava împreună. Nu-l cunoașteți pe Peyton, îl repezi Davenport. Îi plac victoriile obținute împotriva legii. Le apreciază. Faptul că a lăsat cadavrul pe lună este o provocare la adresa noastră. Înțeleg, doctor Urt își mângâie ușor abdomenul cu o mișcare circulară și spuse: Ei bine, avem șanse. Ca dumneavoastră să puteți dovedi că el a fost pe lună ca eu să vă pot oferi părerea mea. Acum, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dacă desigur am norocul să stau de vorbă cu domnul Peyton. Asta se poate aranja. Am o navă care vă așteaptă. Putem fi la Washington în 20 de minute. Dar o undă de spaimă profundă trecu peste fața dolofana a extraterologului. Se ridică în picioare și se îndepărtă de agentul BTI spre cel mai întunecos colț al camerei dezordonate. Nu, ce s-a întâmplat, doctor Urt? Nu voi folosi o navă antigravitațională. Nu cred în ele. Dave vă privi lung și confuz la doctor Urt. Se bâlbâi. Ați prefera o monoșină? Doctor Urt răspunse brusc. Nu am încredere în niciun mijloc de transport. Nu cred în ele. Prefer să merg pe jos. Deveni dintr-o dată nerăbdător. Nu ați putea să-l aduceți pe domnul Peyton în acest oraș undeva, într-un loc unde să se poată ajunge mergând pe jos? Poate la primărie? Am mers deseori până la primărie. Dave port privi la lucrurile din încăpere. Se uită la numărul imens de cărți de știință despre an lumină. Prin ușa deschisă se putea vedea camera din spate cu scânteierile lumilor de dincolo de cer și privi la doctor Urt palid la gândul navei antigravitaționale și ridică din numeri. Îl voi aduce aici pe acest Peyton, chiar în această cameră. Așa vă convine? Doctor Urt răsufla De acord, sper că îi veți putea opri, doctor Urt. Voi face tot ce voi putea, domnule Davenport. Louis Peyton se uită ușor nemulțumit în jurul său și aruncă o privire compătimitoare și bărbatului gras care își înclină capul în semn de salut. Privi spre locul oferit și îl perie cu mâna înainte de a se așeza. Dave împortul o loc lângă el cu tocul pistolului la vedere. Bărbatul cel gras zâmbi pe când se așeza și își mângâie ușor rotunjimea abdomenului, ca și cum tocmai ar fi terminat o masă bună și voia să aducă tuturor la cunoștință acest lucru apoi spuse. Bună seara, domnule Peyton! Eu sunt dr. Wendell Wood, extraterolog. Peyton îl privi din nou. Și ce doriți de la mine? Vreau să știu dacă ați fost pe lună în august. Nu am fost. Și totuși nimeni nu v-a văzut pe pământ între 1 și 30 august. Mi-am dus viața în mod obișnuit în august. Nu sunt niciodată de văzut în cursul acestei luni. Să vă spună dânsul. Și își înclină capul în direcția lui Davenport. Dr. Urt Kikoti. Ar fi bine dacă am putea verifica această afirmație. Dacă ar fi existat doar niște modalități fizice prin care am putea deosebi luna de pământ. Dacă de exemplu am putea analiza praful din părul dumneavoastră și am spune... Aha, nisip de pe lună. Din păcate nu putem. Nisipul de pe lună este la fel ca și cel de pe pământ. Chiar dacă nu ar fi, nu ar exista nicio urmă în părul dumneavoastră doar dacă nu ați pășit pe suprafața lunii fără costum de cosmonaut, ceea ce nu este adevărat. Peyton rămase impasibil. Doctor Urt continuă zâmbind binevoitor și ridicând o mână pentru a-și fixa ochelarii cocoțați instabil pe vârful nasului. Un om care călătorește în spațiu sau se află pe lună, respiră aer de pe pământ, mănâncă alimente de pe pământ. El poartă în apropierea pielii sale mediul de pe pământ, fie că se află pe o navă, fie într-un costum de cosmonaut. Căutăm un om care a petrecut două zile în spațiu călătorind spre lună, unde a rămas cel puțin o săptămână și de unde s-a întors înapoi pe pământ călătorind tot două zile. În tot acest timp a avut mediul pământului în imediata apropiere a pielii sale, ceea ce reprezintă o problemă dificilă pentru noi. Aș sugera, spuse Peyton, să faceți problema mai puțin dificilă dându-mi drumul și căutând adevăratul criminal. S-ar putea ajunge și la asta, zise doctor Urt. Ați mai văzut vreodată așa ceva? Mâna lui scurtă și îndesată se întinse spre spatele scaunului său și ridică o sferă cenușie care răspândea luciri palide. Peyton zâmbi. Mi se pare că este un clopot muzical. Este un clopot muzical și crima a fost comisă de dragul clopotelor muzicale. Ce părere aveți despre acesta? Cred că este destul de deteriorat. A, dar priviți-l cu atenție, spuse doctor Urt, și, cu o mișcare rapidă a mâinii, îl aruncă vreo 20 de centimetri prin aer în direcția lui Peyton. Dave împort țipă și se ridică pe jumătate din scaun. Peyton ridică rapid brațele și reuși să prindă clopotul. Apoi îi reproșă nervos lui Urt: Tâmpitule, nu-l arunca așa! Prețuiești clopotele muzicale, nu-i așa? Prea mult pentru a sparge vreunul. Iar asta la urma urmei nu e o crimă. Peyton lovi ușor clopotul, apoi îl duse la ureche și îl clătina încet ascultând pocnetele slabe ale lamolitelor acele particule mărunte de piatră pons care se rostogoleau în vid. Apoi, ținând clopotul suspendat de sârmă care încă mai rămăsese legată de el, își trecu unghia arătătorului peste suprafața lui într-o mișcare circulară de expert. Ding-dang! Tonul era cald, foarte asemănător cu cel al unui flant, trecând într-un tremolo suaf ce amintea pusurile serilor de vară. Pentru o clipă, cei trei bărbați s-au lăsat furați de sunet. Doctor Urt interveni. Aruncă-l înapoi, domnule Peyton. Dă-l încoace și își întinse mâna cu un gest hotărât. Automat lui Peyton aruncă clopotul. Acesta parcurse în arc o treime din distanța până la mâna în așteptarea doctorului Urt, coborâ pe o traiectorie curbă și se sfârmă cu un zgomot disonant sfârșietor ca un oftat. Davenport și în privire lung în tăcere cioburile cenușii, iar vocea calma doctorului Urt aproape că nu fu auzită. Când se va găsi locul în care criminalul a ascuns clopotele, voi cere să mi se dea unul fără defecte și lefuit frumos ca despăgubire și plată. Plată? Pentru ce? întrebă David Port iritat. Desigur, chestiunea este acum evidentă în ciuda discursului meu de acum un minut. Există o parte din mediul Pământului pe care niciun călător în spațiu nu ia cu sine și aceasta este gravitația de la suprafața Pământului. Faptul că domnul Peyton a ratat atât de lamentabil aruncarea unui obiect pe care evident îl prețuiește foarte mult, ar putea însemna doar că mușchii lui nu s-au readaptat încă la forța gravitațională a Pământului. Părerea mea ca profesionist, domnule Davenport, este că prizonierul dumneavoastră a fost în ultimele câteva zile undeva departe de pământ. A fost fie în spațiu, fie pe un corp ceresc considerabil mai mic ca dimensiune decât pământul, ca de exemplu luna. Davenport se ridică triumfător. Aș dori să am părerea dumneavoastră în scris, spuse el cu mâna pe pistol și aceasta va fi destul de bună pentru ca eu să obțin permisiunea de a proceda la un psihotest. Louis Payton amețit și surprins realiză copleșit că orice testament pe care l-ar lăsa de acum încolo va trebui să includă eșecul final.